Radio Covăcița vă aduce Cronica Covăcița. Fiți informați despre toate cele mai importante și interesante evenimente din Comuna Covăcița. Ne ocupăm de subiecte actuale și oameni interesanți. Subiecte care au marcat săptămâna din urmă. Cronica Covăcița în fiecare weekend, numai pe undele Radio Covăcița. Proiectul a fost susținut de Comuna Covăcița. Calitatea Uzdin la grădinițe, de anul acesta s-a deschis două grupe, una cu despărțământul în limba română și una cu despărțământul în limba sârbă. La Uzdin, pe data de 1 septembrie, Comuna Covăcița și Institutul Preșcolar Colibri au deschis un nou grup în unitatea de lucru din Uzdin. Acum la Uzdin vor fi două grupe în care se vor desfășura cursuri în două limbi, una cu despărțământul în limba română și una vor frecventa cursurile în limba sârbă. La Institutul Preșcolar Colibri, din localitate, sunt în total 36 de copii înscriși. La deschidere, prezenții au fost vicepreședintele al Comunei Covăcița, Petar Vișnicchi, vicepreședintele adunării comunale Stelian Bălan, șeful administrației Comunei Covăcița, Tania Bubescov, Daniel Magdu, președintele Consiliului Național al Minorității Naționale Române din Serbia și Natasha Costici, persoană autorizată a instituției preșcolare din Covăcița. Educatoarele sunt Angelica Drăghici și Daniela Motorojescu. Grădinița este locul potrivit pentru copii, un loc în care copiii își dezvoltă abilitățile, talentele, încă de la o vârstă fragedă, pentru că fiecare copil are dreptul să-și realizeze întregul potențial. Sunt foarte fericită că s-a deschis încă o grupă, adică sunt fericită din cauza că de 16 ani eu am lucrat singură la grădinița din Uzdin și am lucrat în ambele limbi, ce este foarte greu, din cauza că am lucrat și în limba română și totodată în limba sârbă. În prima zi, copiii au avut ocazia cu părinții săi să participe la un atelier comun. Pe data de 1 septembrie, elevii s-au întors în băncile școlare. Elevii au revenit în băncile școlare prin intonarea imnului național al Republicii Serbiei, Dumnezeule Dreptate. În noul an școlar 2022-2023, în școlile din Comuna Covăcița, pentru prima dată în banca școlară, s-au așezat 218 de elevi în clasa 1-a. Conducerea comunală prin Departamentul Administrației Comunale a asigurat și anul acesta cadouri de bun venit pentru bobocei. Ei au primit rucsacuri anatomice, caiete, cărți de colorat, bloc de desenat și culori. Cadourile comunale au fost împărțite de vicepreședintele al municipiului Covăcița, Petar Vișnicchi, vicepreședintele adunării comunale Stelian Bălan, șeful administrației Comunei Covăcița, Tania Bubescov și directorul școlii din Uzdin, Octavian Crețu. Și anul acesta, ca toți anii până acum, elevii de clasa 1 au primit ghiozdane, au mai primit niște cadouri mici pe lângă ghiozdanile alea. M-a fost onoarea ca să pot să le împart copiilor ghiozdanile și să văd fericirea pe zâmbetul pe față a copiilor și asta este ceva ce pentru ce lucrăm și pentru ce ni se aici. La despărțământul cu limba de predare română, la învățătoarea Florentina Puia, sunt înscriși 9 elevi, iar la despărțământul cu limba de predare sârbă, învățătoarea Marinica Petrovici, sunt înscriși 6 elevi. Muzica.
Manifestarea Pâinea Bănățeană, care s-a organizat la Satul Nou pe data de 25 august, câștigătorul manifestării a fost Asociația Femeilor Pro Art din Nicolinți. Joi 25 august a avut loc la Satul Nou manifestarea Pâinea Bănățeană, ediția a 8-a. La această manifestare, organizată de către Asociația Femeilor Boboacele din localitate, la care au participat un număr mare de asociații și fiecare au avut misiunea de a duce pâine. Locul 3 a fost acordat Asociației Femeilor Mâine Harnici Bănățene din Petrovăsâla, locul 2 Asociația Femeilor din Trepaia, iar câștigătorul manifestării este Asociația Femeilor Pro Art din Nicolinți. În cadrul festivalului de folclor și muzică românească din Voivodina, Republica Serbia, care a avut loc tot la Satul Nou, a fost organizat și o expoziție cu portul tradițional din satele noastre românești. La această expoziție au participat și Asociația Femeilor Bunicuțe din Uzdin. Este foarte frumos, cu plăcere am venit, mulțumim organizatorilor că ne-au invitat și pentru că e festivalul, pe lângă manifestarea cu pâinea bănățeană, iată noi pe lângă pâine, că am adus și pâine, am adus o pereche ca la dans îmbrăcați și am adus o fată mare cu pană scumpă, străiți, cilim, năticași, tot de la Uzdin și hainele care le-am cusut pe modelul de pe costumele noastre, cu modelele acelea, dar așa pentru fete mai frumoase. Marele premiu al Festivalului de Folclor și Muzică Românească din Voivodina, Republica Serbia, a fost acordat ansamblului folcloric din Satul Nou. Aseară s-a încheiat ediția 62-a Festivalului de Folclor și Muzică Românească din Voivodina, Republica Serbia, care a avut loc la Satul Nou. Ultima seară a fost rezervată pentru prezentarea formațiilor de fanfare. Apoi a fost decernarea premiilor, mai întâi a fost decernarea diplomelor de merit. La secțiunea corală, locul 3, a fost înmânată corului bărbătesc al Căminului Cultural Doina din Udin, locul 2, corului feminin tot al Căminului din Udin, iar locul 1 a fost acordat corului Bisericii Ortodoxe Române din Satul Nou. La secțiunea orchestrală, locul 3, a fost conferit Orchestrei de Muzică Populară a Societății Culturale Artistice Veselia din Glogoni, apoi locul 2 a revenit Căminului Cultural Doina din Udin, iar locul 1, ansamblul folcloric din Satul Nou. La secțiunea suite de dansuri, locul 1 a revenit Căminului Cultural Doina din Udin și ansamblului folcloric din Satul Nou. La secțiunea soliști vocal debutant, locul 3 a obținut Pavel David Secoșan Spăriotul din Udin, iar la soliști instrumentiști a fost înmânat lui Darko Neda, locul 2. Soliștii vocal Vanessa Cretu din Udin, Cristina Mic din Satul Nou și Daniel Colojoară din Coștei au obținut locul 1. Semnelăm apariția numărului 36 al Săptămânalului Libertatea cu data de apariție 3 septembrie. Săptămânalul Libertatea, în cel mai recent număr, publică o serie de știri din satele noastre românești, interviu, reportaje, iar în continuare vă spunem atenție articolul. O deschidere de poveste, un festival de nota 10. Spicuim, 4 zile de mare sărbătoare au avut loc în perioada 25-28 august la Satul Nou. Activiștii culturali din multe localități românești din zonă s-au prezentat la cea de-a 62-a ediție a Festivalului de Folclor și Muzică Românească din Voivodina, Republica Serbia, Satul Nou 2022, cu ceea ce au cel mai de preț. S-au împletit frumusețea costumelor tradiționale, maestria dansurilor populare, splendoarea vocilor ce interpretează cântece românești, acordurile muzicale, muzica fanfarelor, emoțiile și umorul. Festivalul a fost urmărit cu mare drag de localnici și de oaspeți de la deschidere până la decernarea premiilor. Apoi încă un articol, prima vizită a preasfințitului părinte Ieronim, episcop al Daciei Felix, din Vârșăt, la Biserica Ortodoxă Română din Satul Nou.
Pe 25 august, la Satul Nou, a avut loc deschiderea Festivalului de Folclor și Muzică Românească din Voivodina, Republica Serbia. Înainte de ceremonia de deschidere, Preasfințitul Părinte Ieronim, episcop al Daciei Felix din Vârșăt, a vizitat pentru prima dată Biserica Ortodoxă Română din Satul Nou. Preasfințitul Părinte Ieronim a sosit la biserica din Satul Nou, însoțit de vicarul eparhial al Daciei Felix din Vârșăt, prea cucernicul Părinte Emanuel Tăpălagă. Parohul Bisericii Ortodoxe Române din Satul Nou, Gheorghe Ianeș, împreună cu un sobor de preot din care au făcut parte Părintele Traian Brăgean de la Biserica Ortodoxă Română din Ovcea, Părintele Moise Lința de la Biserica Ortodoxă Română din Udin și Părintele Steva Uroșev din Pancova i-au întâmpinat la sosire. Articolul integral, precum și altele foarte interesante, le puteți citi în numărul 36 al săptămânalului Libertatea, cu data de apariție 3 septembrie. Ziua Limbii Române în fiecare an se sărbătorește pe data de 31 august. Propunerea legislativă privind instituirea acestei zile a fost inițiată în anul 2011, când 166 de parlamentari din toate grupurile politice au depus la Senat un proiect de lege în care solicită proclamarea zilei de 31 august drept Ziua Limbii Române. Acesta a fost aprobat de Senat în ședința din 6 decembrie 2011 și de Camera Deputaților la 19 februarie 2013. Potrivit prezentei legii, Ziua Limbii Române poate fi sărbătorită de către autoritățile publice din România și de către reprezentanțele diplomatice din străinătate, inclusiv de institutele culturale ale României sau de alte instituții românești din străinătate, prin organizarea unor programe și manifestări cultural-educative cu caracter evocator sau științific. Ziua Limbii Române se sărbătorește în Republica Moldova, începând din anul 1990, în urma solicitărilor celor circa 700.000 de participanți la Marea Adunare Națională de la Chișinău, care a avut loc la 27 august 1989, Sovietul Suprem al Republicii Sovietice Socialiste Moldovenești a adoptat la 31 august 1989 legea prin care decreta limba moldovenească drept limbă de stat, iar o altă lege este renunțarea la grafia cirilică și revenirea la alfabetul latin. Ambele acte legislative, menționând explicit faptul că limba moldovenească este identică cu limba română. Anul următor, la 23 iunie 1990, Parlamentul Moldovei a instituit ziua de 31 august ca sărbătoarea națională limba noastră cea română, iar în anul 1994 denumirea sărbătorii a fost schimbată în limba noastră. Cu toate acestea, sărbătoarea continuă să rămână cunoscută ca Zi a Limbii Române. Rolul limbii române în calitate de limbă de stat a Republicii Moldova, fiind consfințit și în declarația de independență adoptată la 27 august 1991. În anul 2011, mai multe asociații și organizații românești din Serbia, Bulgaria, Ungaria și Ucraina au stabilit ca ziua de 31 august, zi în care în Republica Moldova este sărbătorită Ziua Limbii Române, să fie sărbătoare națională a acestor comunități românești, urmând ca, începând cu anul 2012, ea să fie sărbătorită în toate aceste comunități. De asemenea, au solicitat și celorlalte asociații și organizații românești din întreaga lume să proclame ziua de 31 august ca Ziua Limbii Române și să o serbeze ca atare. Asociația Femeilor Bunicuțele din Udin organizează două manifestări tradiționale. Pe lângă faptul că membrele sunt prezente la manifestările organizate de alte asociații ale femeilor din întreaga Serbie și din România, Bunicuțele Udinene organizează pe data de 3 septembrie, sâmbătă, cu începerea la ora 14, două manifestări. Manifestarea tradițională intitulată Curcubeu etnilor, ediția 14, și manifestarea generică Cartoful cel mai frecvent aliment, ediția 9.
Manifestările va avea loc la Căminul Vânătorilor din Uzdin. După manifestarea cartoful cel mai frecvent aliment, oaspeții și toți participanții vor avea prilejul să admire și să degusteze preparatelor gastronomice din cartof. Recensământul populației va avea loc în luna octombrie, unde sunt angajați 20.000 de persoane. Rezultatele preliminare va fi publicate pe data de 30 noiembrie, iar cetățenii sunt obligați prin lege să participe la acesta. Directorul adjunct al Biroului de Statistică al Republicii, Snejana Lacevici, a declarat pentru Taniu că 20.000 de persoane vor fi angajate în timpul implementării pe teren a recensământului, dintre care cea mai mare parte, 15.000, vor fi enumeratori, care vor fi și pe teren, unde circa 2.200 de instructori vor fi, 161 de membri ai Comisiei de Recensământ, care are de la 3 până la 7 membri, cu servicii de sprijin pentru afaceri financiare, juridice și de altă natură. Noutăți în recensământul din acest an sunt chestionarele electronice care au fost deja introduse în fiecare laptop pe care enumeratorii le vor purta cu ei în timpul lucrului în domeniul din 1 până în 31 octombrie. Recensământul va fi efectuat prin metoda tradițională, care subînțelege că recenzorii instruiți merg de la ușă la ușă și anchetează cetățenii. Datele preliminare vor fi publicate pe data de 30 noiembrie, la o lună după recensământ, și vom începe diseminarea rezultatelor finale din aprilie anul viitor și va dura până în iunie 2024, a spus Lacevici. Cum anunță, interviurile vor dura aproximativ jumătate de oră, pentru aproximativ 30 de întrebări, care sunt standard, armonizate cu recomandările internaționale, ale căror răspunsuri sunt culese de statele membre ale Organizațiilor Națiunii Unite și a Uniunilor Europene. Sunt întrebări legate de vârstă, genul, locul nașterii, migrație, cetățenie, stare civilă, educație, activitate economică, angajare, profesii, apoi adresa de domiciliu, numărul de membri ai gospodăriei, rudenia. Când vine vorba de apartamente, suprafața apartamentului, dacă are bucătărie, numărul de camere, dacă este dotat cu instalații, a spus Lacevici. La întrebarea dacă cineva dorește să refuzeze la recensământ, Lacevici subliniază că cetățenii sunt obligați prin lege să participe la recensământ și să dea răspunsuri corecte și că, în conformitate cu Constituția și legea, în chestiunile de naționalitate și religie, pot spune că nu vreau să se declare, iar enumeratorul va introduce un astfel de răspuns în formular. Radio Covăcița va duce cronica Covăcița. Fiți informați despre toate cele mai importante și interesante evenimente din comuna Covăcița. Ne ocupăm de subiecte actuale și oameni interesanți. Subiecte care au marcat săptămâna din urmă. Cronica Covăcița în fiecare weekend, numai pe undele Radio Covăcița. Proiectul a fost susținut de Comuna Covăcița.